Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Drobeta al județului Mehedinți au intervenit în acest weekend pentru stingerea a patru incendii, asigurarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor la alte două accidente rutiere, salvarea unui animal, ridicarea unui element de muniție, dar și pentru acordarea asistenței medicale unui număr de 30 de persoane care au solicitat ajutorul apelând numărul unic de urgență 112. Două echipaje de pompieri din cadrul stației Vânjumare au intervenit cu două auto speciale de lucru cu apă și spumă pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casă de locuit din localitatea Iablanița, comuna Pădina Mare. La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta violent în interiorul a trei camere ale casei de locuit, construită din chirpici, dar și la acoperișul aferent acestora, pe o suprafață de circa 80 de metri pătrați. Pompierii au localizat și stins incendiul în limitele găsite, reușind să împiedice propagarea flăcărilor la o altă cameră a locuinței și acoperișul aferent acesteia, precum și la un autoturism aflat în apropiere. Totodată au înlăturat riscul producerii unei explozii prin evacuarea a două butelii aflate în interior. Cauza probabilă de izbucnirea incendiului a fost determinată de un scurt circuit electric produs la un conductor electric defect sau neizolat corespunzător. Pentru a preîntâmpina apariția unor situații de urgență generate de exploatarea necorespunzătoare a instalațiilor electrice, reamintim cetățenilor că efectuarea lucrărilor de întreținere, revizii și reparații se va face de către personal autorizat. Se vor folosi instalațiile electrice fără defecțiuni sau improvizații, cu protecția corespunzătoare față de materialele combustibile din spațiul în care sunt utilizate. Se vor utiliza aparate electrice, cabluri electrice, prize, întrerupătoare, dispozitive de protecție, fără defecțiuni sau improvizații și fără asupra solicitare țeaua electrică prin folosirea simultană a mai multor receptori. Aparatele electrice aflate sub tensiune nu trebuie lăsate nesupravegheate. Totodată, înlocuirea siguranțelor, releelor de protecție și a întrerupătoarelor automate cu altele necalibrate este interzisă. Totodată, echipa pirotehnică a Inspectoratului pentru Situații de Urgență Drobeta al județului Mehedinți a intervenit pe calea Cernețiului din municipiu pentru ridicarea unui element de muniție descoperit vineri seara de către cetățeni. Pompierii au identificat elementul de muniție rămas neexplodat din timpul conflictelor militare, un proiectil exploziv de calibru 76 mm. Acesta a fost ridicat, transportat și depozitat în condiții de siguranță în vederea distrugerii ulterioare. Este prima misiune de asanare a teritoriului de muniția rămasă neexplodată din acest an efectuată de pompierii mehedințeni. Specialiștii ISU Drobetare amintesc cetățenilor că la găsirea elementelor de muniție rămase neexplodate au obligația de a apela numărul unic pentru apeluri de urgență 112, de a anunța primăria din localitate sau cel mai apropiat post de poliție. Acestea nu trebuie atinse, lovite sau mișcate, fiind interzisă comercializarea lor prin agenții de colectare a deșeurilor feroase și neferoase.